Da, și am revenit și acești zeuzari mă cam enervează. Ha! S-am făcut pe aere. Mă, oricum, am mâncat. Ofa! Ba, ce ca spunează așa? Deci, aveți grijă oricum. Oh, fuck you! Mamă, ce asa un pic! Nice! Nu, nu, știu ce fac. Mă întorc acasă. Întorc acasă, pur și simplu, și... Nu mai știu unde am aici. Mă întorc acasă, mă o să-mi iau un... nu să-mi iau, să-mi fac o găleată. O să vă arăt cum să face găleata. Cu ocazia asta o să-mi deși craftul. Bun, haide, haide, goule. Da, mama. Ce fac? Outside. Bă, dar cum s-aud eu? Să se călăresc? Să moară bine. Ce mai de capul? Bun. Deci am venit pentru găleată. Deci, haideți, ca să facem găleata, avem nevoie să ardem acest, adică să topim fierul. Bun. Punem coal și fier. Și haideți să ieșim. Bă, praga, ce căcat s-aud așa? Uite. Mor de tine. Mă, cam bine vezi. Hop, păcate asta face și slime ball. Face-ne. Bă, și uite, n-am văzut. Păi, n-am văzut acest lac, mă, doamne. Mă, hai de-am încolo. Uite, am două. Bă, ori sunt eu chior. Ia să zic cor. Ori sunt eu chior, ori lacurile astea s-au regenerat. Din nou. Bun, mă duc să-mi iau uite-ul de aici. Sau nu, mai bine, lasă-mă crească, varcă, marș un pic la mătii de aici. Că zici, mi-a făcut. Așa. Și tu. Bun. Deci n-a făcut ca or tripper, nu știu de ce, nu fel. Mă duc să mai iau lemn, am nevoie de lemn, cât mai mult lemn. Și am văzut acum cu prostiile astea, cu obtidurile astea, se formează acești copaci mai mari. Nu știu pentru ce mi-ar putea folosi decât să fac o casă, nu, altfel. Nu prea văd eu pentru ce ar folosi. Hop! Și da, am văzut aia un video, la Suffer Gaming, m-am uitat la el. Era un video, YouTube-ul se va schimba sau ceva de genul. Despre ce vorbea el, spunea că de acum încolo o vizualizare, sau nu, nu cred că de acum încolo, se va implementa o nouă regulă pe YouTube, în ce constă acea regulă. O vizualizare se va pune doar când o persoană va vedea întregul video. Asta ce înseamnă? Că dacă, de exemplu, persoana tu care te uiți acum la mine, dacă mi-ai văzut, să zicem, videoclipul meu e făcut în 10 minute, da? Dacă mi-ai văzut că 9 minute și nu te-ai uitat până la sfârșit, vizualizarea nu s-a pus. Adică, da, ceva ce nu ne prea place, nu? Asta da 8 luni. Muzică la 9 sau la 10. Nu știu ceva? Muzică, stop. Așa. Lucrul ăsta e ceva care nu se le placă deloc nouă youtuberilor, pentru că asta e fapt, de exemplu, tu te uiți la 9 minute pe video-ul meu și pentru faptul că nu te vei uita la încă un minut în plus, nu o să-mi vină mie vizualizarea. Un lucru bun este că de acum încolo nu oricine o să mai facă videouri, da? De acum încolo o să vedeți cine șipă bani, cine face doar gaming din plăcere. Și da, asta, ideile astea vin de la Suffer Gaming. Și da, a spus adevărul, pentru că odată ce tu mergi pe bani pe YouTube și nu câștigi bani pentru că vine regula asta și îți dă peste cap canalul, nu o să te mai ții de canal, pentru că o să vezi că nu o să mai fac bani și o să te lași de YouTube. Bun. Tumărul, sapling. Hai mai stau aici până să formă toate frunzele astea până dispară la sigur. Totuși, văd că e noapte, what the fuck? Sincer, am acolo un zombie. Hop, pa, aici. Bun. Continuăm. Aolo, nu văd nimic de sapling. Eu am vrut să-mi fac o găleată, da. Precis că fierul s-a ars până atunci. Fier. Am 6 bucăți de fier. Acum o să vă arăt cum se face o găleată. Găleată se folosește... Oh, fuck, Enderman. Folosește fier. Punem 3 bucăți de fier în formă de V. Iar am pus aici una în plus și luăm bucket-ul. Hai să facem 2. După aia mai facem noi rost de alte găleți. Totuși, hai să fiu mai sigur și să îmi las itemele aici. Nu vreau după aia să pățesc cine știe ce. Iau arcul cu mine. Bun. Aceste săgeți. Păstrez carnea pentru că le vedeam. Nu știu, coalul las. Coaba să-mi iau cu mine. Toți astea le pun acolo. Și atâta. Nu mai am ce să fac pe afară. Ba. Stai, să mănânc. Am ce să fac. Am ce să fac și faza. Da, uite, nu atât. Este. Oh, fuck. Am uitat, fugere. Unde fugere? În fine. Nu știu. Trebuie să plecăm înapoi în căsta noastră. Bam, gata, hai. Intrăm. Sper că la sfârșitul episodului ăsta să-mi crească și uitul. Ne întoarcem. Frate,
Totuși m-ar tenta să fac niște scârpă aici, că mă cam enervează. Opa, așa. Bun, văd acolo. Ah, e altă parte către altă peșteră. Totuși, hai să mă țin de treabă și să... Să termin toată lava asta aici. Pentru că nu-mi place. Nu-mi place puțin. Bun, și unde am făcut treaba? Treaba tot aici. Bun. Așa. Aici. De o dată am apă, așa că nu fie nevoie. Iau apă înapoi, o pun, o iau și tot așa, o pun și urea. Economie, frate, economie. Bun. Hai să mai iau. Văd că aici am o grămadă de lavă. Asta înseamnă că o să pot să-mi iau obsidian. Pentru ce, de exemplu, în survival, când trebuie singur, nu prea ai ce face cu obsidian. Decât să craftezi niște iteme și nimic mai bun. Dar pe multiplayer, de exemplu, pe un server. Cum m-a dispărut asta? Pe un server. Știi să mă nu? Pe un server, hai să vă spun cum se treaba. Aveți nevoie de obsidian pentru, de exemplu, dacă e un server PvP, asta, obsidianul este foarte esențial pentru că vă apără de inamicile, de bazele inamice. Și hai să vă spun calitatea obsidianului. Se sparge foarte greu și de ce? Este rezistent contra TNT-urilor, așa că pe aia am spus că e și bun pe PvP. În caz să te atacă cineva cu TNT, nu are ce să-ți facă. Mai ales dacă ai, asta în caz că aveți baza de obsidian. Bun, să iau aerul ăsta. Sper să nu plătesc nimic. Da, m-am bănuit. Oh, fuck. Da, și ceva? Să fie sănătos. Ne iau apa înapoi. Bun, hai să văd că la fac curge destul de greu. Așa că... Bine, au murit. Bun. Am avut acolo pare de puțină tactică. Bun, așa, fam. Și în caz că jucați pe servere PvP sau vreți să jucați, nu știu, mai mă gândesc, dar s-ar putea să vă arăt acel sistem al meu de a culege, nu a culege, a mina obsidian. Păi care este acel sistem? Bun, hai să vă explic la mapă scurt. Păi la început să pați cât un cub pe lângă fiecare obsidian, pe cum fac eu acum. De exemplu, că zice ok, până aici, da? Până aici porțiunea. Și de aici până aici. Odată ce ați săpat în conjur cât o pătrățică, așa, eu nu s-o săpat acum pentru că mi-am mult. După îmi puneți apă pe aici și o să umple toate canalele astea, adică pe lângă asta, pe lângă obsidian. Vă recomand ca apa ce curge pe lângă obsidian să fie apă infinită și după aia puteți să vă apucați să minați obsidian. De exemplu, dacă voi aveți apă pe lângă și minați acest obsidian, dacă dădeți ochi apă, nu vi se întâmplă nimic, pentru că o să curgă apa și o să transforme lava în obsidian. Asta a fost sistemul de a mina obsidian și este cel mai sigur pentru că, în caz că mor, nu pierd, adică nu ai cum să mor, înțelegeți? Bun, hai să facem asta. Aia iau și pe băton, nu știu mai ce trebuie. Bun. Băi, aici niște fier. Nu pot să leau, trebuie să mă ridic. Frate. Asta a fost tot. Hai să scoatem și lava asta de aici. Bun. Păi luăm aici o bucată și ne pregătim să punem torțe. Frate. Torțe, că vrem lumină. Bun, hai să iau apa asta de aici. Așa, și acum să ne ocupăm de minerale. Câte aici mai am? Așa, am o fiorul ăsta. Văd aici niște gold. Gold e foarte bun, ne ajută la puțin. Ne ajută la puțin în ce sens, adică ne ajută să le facem. Bun. O să acolo niște col, dar eu zic că am destul col. Și așa că nu o să-l iau. Deci parcă aici se închide revine-ul și dăm într-un mineshaft. Da, am trecut pe acest mineshaft. Sunt acolo. Bun, da, deci. Da, este un mineshaft și o să dăm o grămadă de monștri, spawnere, diferite spawnere, acolo nu știu ce. Bun. Băi, cam atât a fost pe episodul ăsta. Vă aștept pe episodul următor. Nu uitați, exprimați-vă părerea într-un like, printr-un like sau un coment. Ce faceți mai aici? Uite, perversi. Ia vă dai vă. Ăsta. Așa. Printr-un like sau printr-un like și printr-un comentariu. Dacă dați dislike, nu mă interesează, doar să vă aud părerea.
să știu și eu ce, cu ce am greșit ca să pot să fac un content cât mai bun, un conținut cât mai bun. Bun, basta!